Pentru un simplu calcul, dacă a merge pe un principiu corect și logic, ar fi ca statul sau instituția să asigure un salariu decent pentru pedagog, astfel ca să nu fie pus în situația de a îi se acorda în primă instanță, să spunem, cotizația asta 30.000 de lei. Ori un calcul arată că un tânăr specialist are 3.250 de lei. Salariul mediu pe economie ar fi cam 5.000 și ceva de lei. O diferență este cam 2.000 de lei pe lună, care în mod logic ar trebui să-i garantăm. Și atunci, într-o perioadă de 3 ani de zile sau 2 ani de zile cât activează el în cadrul instituției primare, se primește că el de fapt cheltuie în plus de la sine încă cam pe an 24.000. Eu cred că situația asta trebuie de gândit un alt mecanism de stimulare a tinerilor specialiști și anume prin faptul de a asigura un salariu decent pentru a fi mai performant. Asta știți, dar discrepanța dintre profesorii care au stagiu foarte mare de muncă și deodată nu sunt productivi și tineri specialiști este foarte mare. Și atunci noi stimulăm cei care au ieșit la pensie să mai activeze, dar cei tineri să nu mai vină în cadrul instituțiilor.